Bună dragilor și bine v-am regăsit. Ce faceți cum sunteți? Astăzi am revenit cu o citire frumoasă către voi. Să vedem care vor fi evenimentele principale sau importante sau foarte importante care vor avea loc în luna aprilie 2023 pentru fiecare dintre voi, dar vom face pe grupuri de zodii, da, apă, foc, aer și pământ. Acum vom face pentru semnele de foc, berbecleu și săgetător, dar până când începem citirea, vreau să vă anunț uh, uh, un lucru pentru toți cei care doriți să scăpați sau vă știți cu anumite probleme, nu știu, farme, ce blesteme, legături pe soartă și pe destin, sau aveți probleme la care nu găsiți o rezolvare, uh, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp pentru mai multe detalii cum se procedează sau dacă vă doriți o citire personalizată. Numărul este 0726981520. Îl găsiți și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți să îmi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal și să fim un număr cât mai mare, să fiți notificați cu tot ceea ce postez, nu ezitați să apăsați butonul de abonare, este gratuit și butonul clopoțelul, da, pentru a fi notificați. Bun, haideți să începem cu zodia Berbec, ascendentul în zodia Berbec și să vedem pentru voi energiile principale, importante și evenimentele care vor avea loc. În primul rând, văd aici un câștig financiar sau faptul că voi veți avea foarte multă susținere, susținere în această lună, mai ales din punct de vedere financiar, exact cum am spus. Poate fi vorba de o rezolvare cu niște acte legate de bani, un împrumut, scăpați de o datorie. Poate fi vorba și de faptul că voi veți avea în luna aceasta foarte multă susținere din punct de vedere emoțional. Trebuie să fiți foarte echilibrați cu oamenii cu care intrați în contact pentru, pentru că unii dintre ei își vor uh, urmări propriul interes. Trebuie să fiți atenți la oamenii falși cu care veți avea de-a face, oamenii care. Um, se lipesc așa de voi într-un mod mai altfel sau aveți grijă la un împrumut, la o dare de bani, pentru că aici vi se cere oarecum o atenție. Următorul mesaj vine cu soarele, da? care vă aduce o bucurie extraordinar de mare, ceea ce înseamnă că voi în această lună aveți șanse foarte mari să puneți la punct foarte multe situații cu care tot ați avut de-a face. Rezolvați o problemă de dragoste, o problemă financiară, o problemă cu un loc de muncă, pentru că veți avea noroc cu carul, dragilor, deci va fi o lună excelentă din foarte multe puncte de vedere, deci din nou o energie extraordinară pentru mulți dintre voi. Mai departe avem și anumite acte care trebuie rezolvate în această lună. Poate așteptați o autorizație, poate veniți în țară să vă faceți buletinul sau niște acte, poate finalizați un proces sau mergeți la un notar să faceți niște acte, poate mergeți la un medic să vă rezolvați o problemă de sănătate. Au căzut două mesaje și pentru voi Ia să vedem foarte multă rapiditate în anumite acțiuni. Dar aici vi se cere un pic mai multă atenție, pentru că ceea ce veți face în grabă va aduce un regret sau o suferință. Încercați să nu intrați în anumite conflicte, încercați să le aplanați pentru că aici văd că vă roade ceva și din trecut, o, ca o apăsare, ca un regret pe care îl aveți și încercați să rezolvați acea situație. Încercați să-i dați de... să lăsați ceva în urmă, să încheiați, să finalizați, Se vede clar că v-a stresat foarte mult situația respectivă. Avem și familia fericită. Poate însemna o mutare sau un prim pas spre casa visurilor voastre. Poate vă mutați în altă chirie, poate vă începeți o casă, poate vă mutați în altă parte Poate fi vorba și de o lună în care vă clarificați din punct de vedere emoțional Apare o cerere în căsătorie, vă mutați împreună cu persoana iubită Pentru că văd multe discuții vis-a-vis -vis de acest aspect Poate renovați ceva în casă sau schimbați ceva în căminul vostru ca să vă fie pe plac la amândoi Poate fi vorba și de faptul că o poveste de dragoste va înflori da, mergeți, faceți pași mai mulți către fericirea de plină. Vă faceți planuri de viitor, patente merea unei familii, apare un copil, uh, investiți bani într-o casă, exact cum sus. poate vă cumpărați, poate vindeți, poate finalizați niște acte care o să vă ajute tare mult. Rezolvați o problemă delicată în dragoste unei dintre voi. Da, din nou avem mutarea aceasta, stabilirea într-un loc. Poate fi vorba și de o discuție foarte importantă pe care o veți avea în luna aprilie, dar se vede și o instituție. Poate fi vorba de un business aici la care lucrați foarte mult și așteptați niște schimbări benefice. Poate fi vorba de un loc de muncă. În sfârșit vă găsiți locul, vă găsiți calea. O să fie o lună foarte bună. În care puteți să vă găsiți echilibru sau puteți primi răspunsul mult așteptat, pentru că unii dintre voi chiar așteptați un răspuns de la oameni importanți. Poate lucrați cu oameni importanți, dar apare și o mutare sau dorința aceasta de a merge înainte, de a vă debloca un drum, de a avea o reușită. Nu avem energia cinciului de cupe, da? Aduce un regret, o supărare, o rupere, ca și cum ați pierdut ceva și nu vedeți nimic pozitiv la orizont. Nu știți cum să ieșiți, cum să faceți față situației. Dar din cauză că ați avut multe pierderi, să știți, ați avut multe persoane care v-au purtat ranchiună, care v-au urât, care v-au tras foarte mult înapoi, nu s-au bucurat pentru reușitele voastre, poate fi o legătură toxică, pot fi niște piedici provocate de oamenii din jurul vostru pe anumite realizări. Se vede că voi duceți în spate așa ca o, o karmă destul de grea. Dacă vă regăsiți, dacă simțiți, v-am zis, îmi lăsați un mesaj pe WhatsApp pentru mai multe detalii și vedem care este situația, dar... Fiind de eveniment important, veți auzi despre ce este vorba sau veți găsi o rezolvare la această situație. Din nou avem și treiul de monede care aduce o îmbunătățire, mai ales din punct de vedere financiar. Lucrați într-un grup de oameni, realizați ceva frumos, iese ceva frumos din mâinile voastre, clarificați o relație de trio, poate unii dintre voi și văd un drum important. Poate vă schimbați mașina, poate vă cumpărați o mașină, poate... Lucrați într-un domeniu în care, nu știu, poate transportați ceva sau, da, cu transporturi, băduv muncă în echipă, exact cum v-am spus, dar și anumite reparații pe care le veți face și pe care tot le-ați amânat, probabil până acum, dar de acum lucrurile se vor rezolva. Este o lună, o lună interesantă. Veți avea de face cu semne de Pământ, ori Fecioară Capricorn, cu semne de foc, berbecle o săgetător. Aveți toate semnele zodiacale, dar și o realizare foarte mare va ieși soarele în citire, dragilor. Ceea ce înseamnă că orice problemă ați întâmpina în această lună va fi cu rezolvare. Mergem mai departe la Zodia Leu, ascendent luna Zodia Leu, să vedem pentru voi evenimentele importante ale lunii, ce vă așteaptă cum să ieșiți în anumite situații, deci toate mesajele care ni se vor arăta, vi le voi citi. Hai să vedem primul mesaj. O, arcană majoră, echilibru emoțional. Sau scăpați de o problemă, de o cumpănă veche unei dintre voi. Pe de altă parte, e foarte posibil ca unii dintre voi să fiți tentați să încercați lucruri noi, de exemplu. Dar nu neglijați siguranța prezentă, pentru că asta este cea mai importantă. Încercați da, să fiți oarecum atenți la tot ceea ce, ce vine în viața voastră, poate ușor, nu grăbiți nimic în această perioadă, mențineți-vă calmul, pentru că totul se va uh, așeza frumos în viața voastră. Nu trebuie să renunțați la siguranța pe care o aveți în momentul actual. Aveți nevoie de mai mult timp uh, înainte de a lua o decizie importantă, nu trebuie să exagerați în perioada următoare trebuie să trăiți viața într-un ritm cumpătat, exact cum v-am spus și mai devreme, pentru că în cele din urmă, faptul că dați dovadă de multă răbdare, veți și triumfa. Da, pentru că văd foarte multă perseverență. Ca să aveți acel succes pe care vi-l doriți, trebuie să luați lucrurile treptat pentru că rezultatele vor fi pe măsură. Poate aici încercați să faceți o o sumă de bani, să vă descurcați mai bine. Poate lucrați la un proiect, la o relație sentimentală, unde se Cere foarte mult efort, foarte multă implicare, dar veți dobândi tot ceea ce vă doriți atâta timp cât veți avea răbdare. Aici avem și luna. Luna, din nou, este o arcană majoră care duce o emoție foarte intensă și profundă. Sunt niște temeri de -ale voastre. Oarecum vi se atrage atenția la faptul că trebuie să fiți mult mai atenți la schimbările discrete care apar. Nu vă lăsați înșelați de siguranța aparentă, exact ce vă spuneam și în prima energie, dar trebuie să luați totul cu calm, pentru că trebuie să învățați să fiți un pic mai independenți și să aveți mai multă încredere în ceea ce simțiți voi înși vă, da să vă bazați mai puțin pe cei din jurul vostru. Dacă aveți temeri legate de alte persoane, încercați să clarificați situația și să le spuneți ce aveți de spus. Cred că este o teamă în adâncul sufletului vostru vis-a-vis de o situație aparentă, poate aveți de rezolvat. O problemă legală. Văd că în preajma voastră va apărea o persoană, o femeie foarte înțeleaptă, foarte uh, tranșantă, oarecum vă ajută să vă eliberați de aceste lucruri care nu vă dau pace. Voi aveți o putere anume, poate veți deveni un pic mai. Uh, rațional în perioada următoare, dar rezolvați și anumite chestiuni legale sau o poveste de dragoste care v-a frământat foarte mult. Urmând să apară și foarte multe informații legate de o sumă de bani pe care o așteptați de foarte mult timp, de o rezolvare, acolo unde ați investit foarte mult timp, deci pentru voi va fi o lună foarte importantă în care se pune, vi se pune la încercare răbdarea. Vedeți că din mai multe direcții vă vin informații vis-a-vis -vis de să acumulați ceva, să acumulați experiență, o sumă de bani sau să rezolvați o problemă de dragoste, dar văd că vine o sumă de bani către voi și o să vă aducă mai aproape de îndeplinirea unui vis, pentru că asta apare la voi, că reușiți să vă îndepliniți un vis. Deci au căzut două mesaje, să vedem. Cu ajutorul cuiva mi apare și o persoană în semnul zodiacal Scorpion sau un bărbat foarte deschis către Um, o emoție mai profundă. Dar cu ajutorul unui bărbat, voi reușiți să încheiați un ciclu, un capitol pe care îl așteptați de foarte mult timp, pe care vi-l doriți, ca și cum vă simțiți mai liberi. Veți reuși în orice uh, veți face, pentru că apare și o schimbare. Da, încheiați un ciclu, un capitol din viața voastră. Puteți. Um, să reușiți să vi se îndeplinească un vis, exact cum v-am spus, o reușită mare în dragoste, apare la voi cu ajutorul cuiva care ajută să încheie ceva negativ în viața voastră. Aici ați și chiar voi, da? Puterea, puterea interioară, curajul de a vă bucura de tot ceea ce vine în viața voastră, pentru că mi-apare o ceremonie, o celebrare, o împăcare, o reușită pe care o veți avea pentru că ați uh, dat dovadă de multă răbdare și ați aștepta momentul potrivit ca să vă bucurați pe deplin. Avem și anumite piezici care apar către voi, niște provocări, niște griji, pentru că așteptați o veste, o propunere, să vină cineva către voi. Poate într-o poveste de dragoste lucrurile nu au funcționat cum au trebuit, iar în una aceasta așteptați ca o clarificare și vă vine o propunere, vă vine vestea, vine acea persoană cu multă dragoste către voi. Pe de altă parte, văd că scăpați de un impas în urma unei întâlniri sau persoana iubită vă ajută foarte mult să ieșiți dintr-o greutate. Aveți persoane toxice în jurul vostru care încearcă să vă tragă în jos, care încearcă să vă provoace fel și fel de piedici, dar nu vor reuși pentru că văd că voi aveți o susținere puternică și nu avem optul de monede care aduce această muncă, această trudă de a vă ieși totul perfect, de a reuși în tot ceea ce veți face. Dar va trebui să luați și o decizie, dragilor, o decizie cu inima, calea pe care, vreți, pe care trebuie să o urmați. Ia să vedem. Între a rămâne în această energie da, cu gânduri nesănătoase sau una vă rupe dar va ar provoca o suferință și nu știți exact care e variantă. că aceasta în care vise, vă creați niște iluzii ar fi mai ușoară decât aceasta care ar putea să vă provoace o durere sufletească dar oricât ați jongla voi apare turnul care distruge uh, gândurile acestea și aduce în calea voastră după multă oboseală o energie nouă, o putere, văd o putere către voi. Veți fi mult mai... Veți avea o intuiție mult mai puternică, o să vă meargă foarte bine în tot ceea ce ține de relație în luna aceasta. V-am zis, răbdarea pentru voi este importantă, pentru că doar cu răbdare veți câștiga foarte mult pe planul financiar, profesional, dar și în iubire și atenție la lucrurile acestea care nu vreți voi să le dați la o parte să le schimbați pentru că o să vă cam dea bătăi de cap dar evenimentele acestea vin cu un scop haideți să mergem mai departe la zodia săgetător, ascendentul una zodia săgetător primul mesaj vine cu atenționare pe sănătate sau pe partea financiară vă văd îngrijorați Vizavi a vis de cum decurg anumite lucruri din viața voastră, vă doriți altceva. Poate fi vorba și de faptul că ați trecut printr-o problemă de sănătate sau ați întâmpinat niște greutăți financiare. Lucrurile nu au mers așa cum v-ați fi dorit și intrați în luna aceasta cu această energie. Doar vedeți voi, în, prea, în voastră este un bărbat cu foarte mult potențial. Acest bărbat vă va susține. Dacă este vorba de o problemă de sănătate, vă ajută. Dacă este problemă de, o problemă legată de sentimente sau de relații de dragoste, să știți că acest bărbat este foarte important pentru voi. Iar dacă este vorba de o problemă financiară, omul ăsta vă sare în ajutor. Avem și foarte multă agitație, discuții în contradictoriu, vă simțiți abătuți, vă simțiți și apare multă concurență, multă forfătă aici în jurul vostru și nu înțelegeți de ce, că nu ați făcut nimic și voi nu faceți altceva decât să vă doriți stabilitate. Pot fi niște discuții în casa voastră sau legate de o casă, poate fi vorba de um, o întâlnire pe care o veți avea și nu decurge așa cum v-ați fi dorit voi. Întâmpinați niște, e ca o instabilitate, e ca o luptă pe care o duceți, dar veți ieși cu bine din situația aceasta. Aveți în preajma voastră și o persoană foarte înaltă spiritual. Poate apelați la cineva pentru niște sfaturi sau pentru a vă spune ce urmează în viața voastră. Văd că pe unii dintre voi vă cam ia cu tremurat când vine vorba de viitor nu știți ce vă așteaptă apare și curiozitatea să aflați dar pe de altă parte parcă vă este oarecum teamă de ceea ce va veni. Apare o veste legată de un drum pe care o să-l faceți sau vis-a-vis -vis de anumite schimbări este o ca o șansă care apare în calea voastră dar vine printr-o persoană spirituală sau printr-o persoană care are un har, o abilitate mai departe avem din nou cinciul de spade E foarte posibil, dragilor, ca voi în preajma voastră să aveți persoane lipsite de sensibilitate, fără scrupule. Poate fi vorba și de faptul că voi în perioada sau, mă rog, în luna aprilie o să fiți foarte preocupați de câștigul vostru personal. Poate fi vorba de persoană care încearcă să se impună în fața voastră sau să vă conducă cumva prin forță, să vă ducă în direcția dorită de el sau de ea. Trebuie să vă rupeți de anumite legături sau să încetați să vorbiți cu anumite persoane pentru că cineva o să vă provoace ca o pierdere. Poate fi vorba și de o tranzacție necinstită sau de o minciună strecurată pentru un câștig propriu. Că aici vedeți că la mijloc sunt și niște acte, documente și trebuie să fiți un pic atenți. Mai departe avem puterea, da? Curajul de a vă lupta cu toți și cu toate pentru a ieși învingători. Poate vă judecați pentru o casă, poate treceți pentru un proces mai dureros din punct de vedere, nu știu, emoțional. Poate e o moștenire sau o discuții foarte aprinse în casă, dar văd că voi aveți multă susținere din partea familiei. Poate fi vorba și de o mutare importantă și văd că vă abțineți cu greu să. Nu știu, nu vreți să manifestați prea multă emoție ca nu cumva să se întâmple ceva și lucrurile să nu meargă bine în viața voastră, pentru că vă este teamă. Deci apar niște temeri la voi de anumite lucruri care încă nu s-au întâmplat, dar văd susținere. Deci voi sunteți foarte puternici, dar apar neliniști, sufletește, apare așa ca un gol. Trebuie să fiți mai atenți la vise pentru că și la tot ce vi se arată, pentru că apar niște semne care o să vă ajute. Dar văd și foarte multă stabilitate în casă, în familie, în relații, pe bani, la locul de muncă, pentru că și pentru voi, văd că se închide un ciclu, dar aveți și o realizare foarte mare, pentru că încheiați un proiect cu bine, încheiați o situație, vi se îndeplinește un vis la care ați muncit, foarte mult recuperați o sumă de bani vă recâștigați respect în fața unor oameni, vi se face dreptate într-o anumită situație, reluați legătura cu o persoană de la drum lung, poate fi și vorba de un succes pe care îl veți avea în perioada următoare și pe care nu îl vedeți momentan. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. bye